timp de un mileniu, pe teritoriul de est al României actuale, a viețuit o cultură pe care arheologii nu se sfiesc să o caracterizeze cât mai înălțător. Probabil că niciodată nu vom ști cum ar fi sunat cuvinte ca fabulos, neprețuit, minunat, în limba vorbită de locuitorii culturii cucuteni. După mai mult de 5.000 de ani de la dispariție, de la ei s-au mai păstrat doar resturile întotdeauna carbonizate ale așezărilor, ceramica pictată, câteva statuete și, în epilog, ca niște note de subsol ale modernității, doar întrebări și mistere, rămășițele unei epoci. Ne aflăm pe telul cucutenian dealul Ghindaru din satul Poduri. Aici, în mileniile 5-4 înainte de Hristos, s-a petrecut un fenomen deosebit de interesant. Un prim grup de oameni s-a așezat pe această terasă în jurul anului 4400. Apoi, satul lor a fost distrus de un incendiu violent și ei au revenit pe același loc și și-au refăcut așezarea cu încăpățânare, rezultând o depunere arheologică de aproape 5 metri grosime. Pe profilul acestei săpături se observă succesiunea celor 13 niveluri de locuire din perioada cucuteni. În jurul anului 3600 înainte de Hristos, locuirea cucuteniană încetează și există un hiatus până în apropierea anului 1500 înainte de Hristos, când există o nouă locuire din epoca bronzului. Sunt 800 de ani de tăcerea pământului. Tăcere ce urmează inexplicabile dispariții a cucutenienilor, care în întreaga lor existență par a fi fost preocupați doar de pictarea ceramicii. Vorbim despre sfârșitul culturii cucuteni. Deci aici, din păcate, dovezile arheologice nu sunt prea clare. Fapt ce a dat naștere la controverse, la teorii diferite, mai mult sau mai puțin științifice. Se vorbește despre cetare bruscă a culturii cucuteni, violentă, datorită unor influențe exterioare. Se vorbește despre o involuție lentă, datorită unor influențe exterioare, cu reminiscențe, cu perpetuări. Teorii mai puțin științifice, care vorbesc despre sfârșit violent prin foc, sfârșit violent prin apă. Dar nimeni nu poate ști cu adevărat. Și pe acest tărâm nesigur al interpretării apar cele mai tulburătoare ipoteze ale dispariției cucutenienilor. Este foarte greu de explicat de ce s-a întâmplat acest lucru pe un areal atât de mare în care existau 300-400 de mii de oameni. Ca acești oameni să dispară în același timp, ar fi nevoie de un cataclism natural, pentru că o invazie stepică ar fi fost mult prea lentă, o ciumă sau o boală endemică ar fi fost aproape imposibilă de pătrâle din acea vreme. Și atunci, rezonabil, privind și cronologia de care dispunem, cea biblică și cea arheologică, ar fi să ne gândim la un cataclism de genul potopului, care putea să se eradice realmente pe toți. Toți erau aproape la aceleași înălțimi, situați pe aceleași tipuri de pante, nu putea exista un alt fenomen mai generalizat în acea vreme și în acel loc decât potopul. Nimic nu este întâmplător. Un preot a fost cel care a scris prima monografie în limba română despre descoperirile de la Frumoșica. De atunci, arheologia s-a străduit să afle cât mai mult din tainele existenței culturii cucuteni,
dar marile întrebări își așteaptă încă răspunsul. Astăzi, arheologia experimentală încearcă o repunere în scenă a preistoriei. Uneori cu mai mare dificultate decât s-ar fi crezut. De sus, din balon, totul ar fi arătat mult mai bine. Poate data viitoare. Lângă Prut, la Isaia, pământul este încă roșu de sângele ultimului război mondial. Și aici au trăit, acum 6.000 de ani, misterioșii cucutenieni. Ardoarea arheologilor izolați departe de familie este greu de înțeles. Întrebările pe care și le pun ei sunt despre altă lume. Trăirea lor capătă alte sensuri și nu obosesc să caute. Dar surprizele sunt de altă natură. E un mormânt aparținând unui soldat, probabil mort în al doilea război mondial. Nu e tocmai ceea ce caut eu. El este plasat exact în fața unei locuințe precucuteniene. Pe mine mă interesează în mod deosebit ce anume făceau precucuteniene și cucuteniene cu morților. Din peste 2000 de așezări precucuteniene, cucuteniene, săpate, nu avem absolut niciun fel de urmă de ritual funerar. Nici o urmă din generație, nici un mormânt, nici alte variante. La nici 100 de kilometri distanță, posteritatea se dovedește nemiloasă și nepăsătoare. La Hoisești, un pod în construcție distruge a doua oară ceea ce a fost de mult o așezare cucuteni. Sub apele care vor înghiți situl, va dispărea și o altă șansă de a mai fi găsită o necropolă. Problema este foarte interesantă și din punctul de vedere al mentalității epocii, pentru că niște oameni care acordau atâta atenție organizării economice, organizării sociale, confecționării unei ceramici atât de frumoase, unei plastici deosebit de elaborate, a unor complexe de cult, să-și fi tratat cu indiferență morții, de fapt, acei care realizau în timpul vieții aceste splendide produse de cultură materială și spirituală. Ne pune firesc întrebarea, cum de-au putut dispare? Unde s-au putut duce? De ce n-au lăsat nimic în urma lor material în așa fel încât să-i situeze într-un context de dispariție? Și nu sunt singurele întrebări care s-ar putea pune. Doar că în fața imposibilității de a găsi răspunsuri, nu ne mai rămâne decât să credem că le vom afla doar atunci când vom fi demni de ele. În afara cauzelor materiale care au dus probabil la dispariția civilizației cucuteni, ar putea fi și cauze de altă factură. De exemplu, pierderea elanului acestei populații, care, ajunsă într-o situație de criză, nu a mai găsit soluții. Probabil din acel moment, criza s-a accentuat, și cucutenienii au acceptat să se transforme sub influența păstorilor din stepe. Cucuteni este o aventură fascinantă. Este o pagină care te obligă să te gândești la nimicnicia vieții, o artă deosebită realizată în urmă cu multe milenii și deodată nu rămâne nimic decât resturile pe care le adună cu grijă arheologii și le recompun încercând ca să afle, să reconstituie ceva din ceea ce a fost în urmă cu multe mii de ani.
În continuare, civilizația cucuteni îi sfidează pe arheologi și invită să-i descopere misterele. Poate fi o poveste, veche și ea, ca toate poveștile, de când lumea. Acum 6 milenii, din sămânța altor civilizații, numite nemeritat de sec boian și cultura ceramicii liniare, apare una nouă, căreia i s-a spus pre-cucuteni. Și această lume plină de vitalitate, la un moment dat, al evoluției, își schimbă inexplicabil crezul artistic. Ceramica lor încetează să mai fie incizată și încep să o picteze. Atunci s-a născut cultura cucuteni.